Mergem mai departe și deși este în clasa 12-a și îi bate examenul de bacalaureat la ușă, iată că își face timp și pentru pasiunea și pentru domeniul de suflet, dacă pot să-l numesc așa. Este vorba despre Darius Nichita, este elev la Liceul Pedagogic, îi spun bun găsit și bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Cum reușești să îți faci timp și pentru muzică? Pentru că, iată, anul acesta e un pic mai solicitant pentru tine. Încerc să-mi fac cât mai mult timp pentru muzică, fiind o latură care mă face să mă simt altfel, să văd lumea altfel. E o pasiune de mult timp ai descoperit-o recent? Este o pasiune pe care am descoperit-o în clasa a doua. Deja sunt câțiva ani, frumos. Da, și treptat am început să merg pe această Ce stil de muzică abordezi, cânti? Am mai multe stiluri de muzică pe care le cânt, care sunt, care ar fi rock, muzica clasică, dar mai puțin. Ai artiști favoriți? Da, care au piese. Care te inspiră probabil, nu? Și sunt model pentru tine. Sigur. Poți să ne dai câteva exemple? Da, ar fi Ion Sorocianul, Dan Bittman. Deci mai mulți pe zona asta, latra românească, dacă o pot numi așa. Dar și pe partea populară. Ai și acolo câțiva artiști care sunt cumva exemplu. Sigur. Spune-ne, te rog, pentru anul acesta, după ce scapi de examen, ce planuri ai? Nu știu, poate vrei să-ți faci, să lansezi o piesă, să-ți faci o proprie piesă? Aș vrea să dau la facultatea de electrotehnică. Fiind pasionat și de electromecanică, tot ce e legat de electricitate. Aș vrea să devin inginer electric, electrotehnic, cum ar veni. Și să continui paralel cu muzica. Cu muzica aș vrea să fac asta. Nu știu, te gândești să faci parte dintr-o formație sau să fii pe cont propriu? Da, deja am o mică formație, pot spune, formată doar din doi. Dar pe parcurs, e un mic început. Sigur, vreau pe viitor să am propria formație. Și să fie mult mai extinsă, nu? Sigur, sigur. Spune-ne astăzi ce piesă ne vei cânta și de ce ai ales-o? Astăzi vă voi cânta piesa Să nu mai niciodată dragostea. Am ales această piesă fiind inspirat din trăirile mele. Îmi transmit ceea ce simt și... Și Dan Bittman este persoana potrivită de unde să te inspiri, nu? Sigur. Bun, noi îți urăm succes și sperăm să ne revedem și în alte ediții. Mulțumim că ești prezent alături de noi și vrem să te vedem cât mai repede. Sigur, și eu vă mulțumesc.
sau să mă uiți pe fundul mării printre peștii răpitori, să mă las să flutez pe un val în marea moartă, sau din cer cu ploaia încet să mă cobor, dar să nu-mi iei niciodată dragostea, dar să nu-mi iei niciodată dragostea. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău, fiindcă atunci am să mor de dorul tău, fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Și ține de vor fi din nou așa cum am mai fost. Foarte repede ne apropiem de final, cu părere de rău. Iată, avem ultima invitată din această ediție, dar nu cea din urmă. Vorbim cu Delia Paraschiv-Simionescu. Este și profesoară de muzică și metodică, dar și un artist cunoscut la nivel de Iași. Îi spun bună seara și bun găsit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, ne bucurăm că ai reușit să vii alături de noi și să, iată, să ne cânți, pentru că asta e cel mai important în această ediție. Dar vorbim despre o persoană cu ani grei de muzică, eu așa aș spune, pentru că ești o bună prietenă și te cunosc de foarte mult timp, de foarte mulți ani. Cred că sunt cel puțin vreo 10, așa, la prima vedere. Multă muzică. Cum arată parcursul acesta al tău? Multă muzică, mulți ani, multă experiență, mulți pași. Mulți copii pe care i-ai învățat. Mulți copii, foarte mulți copii, pentru că eu ador meseria de profesor de muzică, de profesor de canto. Îmi place să îndrum copiii, iubesc meseria și de asemenea și la mine a început dintr-o pasiune, având antecedente în familie și, bineînțeles, urmând cursul acestui dar, până la urmă că este un dar, este un har de la Dumnezeu pe care nu oricine îl primește. Tu îmbini mai multe stiluri de muzică, cumva, nu te-ai axat doar pe unul singur, adică nu am putea spune că ești 100%, nu știu, favorita folclorului sau a muzicii ușoare. Ai încercat să le îmbini pe toate și să știi din toate până la urmă câte ceva. Da, eu activez și într-o trupă în Iași, Energic Band Iași, și bineînțeles că am început cu muzica ușoară, am de nevoie a trebuit să învăț și folclor și mi-a plăcut, bineînțeles că le-am îmbinat, le-am
utilizat și... Și rezultatele sunt foarte frumoase. Ce planuri de viitor ai pentru anul acesta? Poate reușim să avem și evenimente într-un final. Mergem mai departe cu repetițiile, mergem mai departe cu copiii, lucrăm cu copiii și, bineînțeles, planuri de viitor, vedem ce ne rezervă viitorul, că deocamdată nici noi nu știm ce ne rezervă viitorul, dar optimiste, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să fim optimiști și să gândim optimist. Și, bineînțeles, în ceea ce privește muzica și toate, tot parcursul ei, din nou, asupra muzicii mă voi concentra, asupra copiilor și asupra mea și formația pe care, în care activez. Ce ne vei cânta în această ediție și de ce ai ales piesa pe care o vei cânta? Voi cânta o melodie din repertoriu Mihai Leonceanu, o melodie dragă sufletului meu, pentru că, așa cum spunea Enescu, muzica pornește din inimă și se adresează inimii. Bineînțeles că nu puteam alege decât o melodie de dragoste. Veșnic îndrăgostiți și cam atât. Ai un mesaj pentru ieșeni în contextul acesta al sărbătorilor? În primul rând, ieșenii le doresc sănătate, pentru că asta e cea mai importantă, că fără sănătate nu poți să faci nimic, optimism, răbdare și... Să dea Dumnezeu să-și împlinească fiecare ce își dorește. Abia așteptăm să te ascultăm. Cu mare drag! Spune
am ajuns la finalul ediției cu multă bucurie, cu emoții și cu momente foarte frumoase. Sperăm că am ajuns la sufletul dumneavoastră cu aceste melodii pe care le-ați ascultat și le-ați văzut, cu acești artiști frumoși pe care i-am avut în emisiune. Echipa TLM vă dorește sărbători frumoase, cu liniște, cu sănătate și să ne revedem cu bine.